Locatarii unui bloc cu 5 nivele din orașul Șoldănești trăiesc cu frica în sân după cutremurul produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ei spun că edificiul în care locuiesc era avariat și până la seism, iar acum au apărut fisuri serioase. Viața oamenilor este în pericol, întrucât clădirea ar putea să se prăbușească în orice clipă. Deși Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a recomandat ca locatarii să fie evacuați și să fie efectuate lucrări de consolidare a imobilului, autoritățile locale nu se grăbesc să ia măsuri. Iată, aici se vede lumina zilei. Pătilețul este desfăcut în două, adică el a fost întreg și crăpătura a desfăcut pătilețul în două. Tatiana Malai spune că în pereții locuinței sale au apărut fisuri încă acum câțiva ani. Situația a devenit și mai gravă săptămâna trecută. Pe 22 luna 10, la orele 18 și 19 a fost un trăsnet foarte mare în care toți locatarii am ieșit afară, am alertat 112 și au venit de la stări excepționale. Atunci, la moment, de la Chișinău au fost indicații pentru stări excepționale să ne evacueze. Fisurile au început să se mărească, așa că femeia a sesizat autoritățile locale. Cu toate acestea, problema a rămas însă nerezolvată. În ciuda recomandărilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, administrația publică locală nu a evacuat oamenii din clădire. Venind la fața locului, împreună cu cei de la situații excepționale, poliția, adică toți ne-am ridicat, ne-am uitat. Nu era, să zic așa, tare strașnic, cum nu este nici astăzi. Nici primarul orașului, care locuiește în același bloc, nu pare îngrijorat. La moment nu a căzut niciun prieti, la moment nu sunt jertfi, cum sunt vehiculate. La moment, nu știu, ați fost, ați văzut scări, nu sunt căzute, e situație care... Arhitectul responsabil de lucrările de consolidare a clădirii susține însă că sunt motive reale de îngrijorare, iar viața oamenilor este în pericol. Din experiența mea pot să vă spun că blocul se află într-o stare foarte variată. Aș putea o numi și forță majoră. Noi avem soluțiile experților, după care urmează să le elaborăm. La moment, la ziua de astăzi, noi așteptăm certificatul de urbanism de la autoritățile publice pentru a putea începe proiectarea. Lucrările de consolidare a blocului nu vor începe însă până la găsirea unui sponsor care să financeze proiectul. Între timp, locatarii și-au dus copiii la rude ca să-i protejeze de pericol, iar alții au preferat să-și închirieze o locuință sigură. De ce nu mai trăiți aici? M-am uitat la gazdă din cauza fisurilor. Mă tem. Crapă în toată ziua. Noi, de exemplu, eu trăiesc la a patra, cu 2 ani în urmă am făcut să vede soarele din casă, am astupat, acum iară și tătă-i crăpat, cu frică stăm. Am 2 copii, i-am dus în sat la mama, că mă tem. Crăpăturile sunt foarte mari? Foarte mari. Blocul a fost construit acum 30 de ani.